Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci a adunat la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași peste 4.000 de pelerini din mai multe părți ale țării și din pământurile românești de peste graniță. Rânduiala procesiunii Drumul Crucii a fost săvârșită de către preasfințitul părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost oficiată joi, 14 septembrie 2023, de către preasfințitul părinte Antonie, episcopul de Bălți, slujba procesiunii Drumul Crucii. Aceasta a pornit de la poarta Bucuria Crucii din apropierea așezării monahale și a continuat prin dreptul celor 14 troițe. Ierarhul de la Bălți a oficiat mai întâi la orele dimineții Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii din Dealul Mare, ce adăpostește icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. Din soborul slujitorilor au făcut parte preoți din arhiepiscopia Iași, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, din Episcopia Hușilor și din Episcopia de Bălți. Pentru binecredincios în popor român de pretutine, pentru frumuitorii țării noastre, pentru mai mare orașe statelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Sfântă, curată, prebinecuvântată, scădită, scătoarea noastră de Dumnezeu născătoare și pură de Fecioara Maria cu toți Sfinții și Sfântii. Răsfântiță, bine, credincioși și mărtăștii, ascultă cerul, mărtâi, dăruiește. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi, și cercetează via aceasta, pe care a zădit-o dreapta ta, și o desăvârșește pe ea. Iisus! În vremea aceea s-a sfătuit căpetenile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus ca să-l moare. Și l-a dus la Pilat zicând, răstignește. Care după al său nume să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. La momentul chinonicului, un grup de credincioase din județul Bistrița-Năsăud a interpretat câteva pricesne. De asemenea, o cântare închinată Sfintei Cruci a cântat și tânăra Beatrice Ionela Zbiera din Horodnic de Sus, județul Suceava. Domnul Cruci, drumul cruci, era dulce și ușor. Aș vrea și eu, e duși să La finalul slujbei, preasfințitul părinte Antonie i-a oferit în dar arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, un baston confecționat cu prilejul aniversării a 100 de ani de la reînființarea Episcopiei de Bălți. Vă rog să primiți acest dar. Este vorba de un baston care ne ajută de noi să ne sprijinim atunci când mai obosim. Stareț înseamnă om în vârstă, dar nu atât în vârstă ca și ani trăiți, dar ca experiență, ca înțelepciune. Stareț poate fi și unul mai tânăr. Dar dacă avansăm în vârstă, chiar avem nevoie de un sprijin, de un sprijin. Sfânta Liturghie a fost urmată de procesiunea Drumul Crucii, oficiată de către episcopul de Bălți împreună cu soborul slujitorilor. Cei peste 4.000 de pelerini veniți la acest popas duhovnicesc s-au rugat împreună și au ascultat cele 14 evanghelii rânduite în slujba specială alcătuită de către înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În sunetul cântărilor religioase, al toacei și al buciumelor, procesiunea a pornit de la prima troiță. Prin implicarea părintului Grigore Florin Vatamaniuc de la parohia Horodnic de Sus, întregul eveniment a avut parte de sonorizare de înaltă calitate.
Și vă bucurați. Bine v-am găsit cu toți sănătoși. Sfânt Dumnezeu nostru, totdeauna acum și curași vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești, vremea aceea făcându-se ziua, toate căpetenii preoților și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare. Acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Oamenii veniți la pelerinaj au mărturisit că s-au rugat pentru sănătate și s-au bucurat pentru că au fost părtași la slujbă. De la Vicov de Sus, Laura, Iunii, părintele Sariți. Cu ce gând ați venit la această sărbătoare? Am venit cu gânduri pentru sănătatea copilului, pentru sănătatea casei, liniștii și tot cele bune. Să ne ajute Dumnezeu și Maicuța Domnului. Să putem împrânge bolile și tot ce e rău, că e bine mai puțin. Cum vi s-a părut această procesiune? Foarte frumoasă. Am a treilea an de când vin în tetan. Și noaptea, și ziua, și tare frumos. E ceva deosebit. Ce le veți spune celor de acasă despre această procesiune? Le voi spune... Eu sunt bătrână și nu știu dacă mai ajung să iei mai departe și să vie, că e foarte frumos. Și pentru sănătate și pentru deci. Cum vi s-a părut evenimentul sau slujba de astăzi? Frumos. Pentru prima dată, destul de frumos. Chiar încântător. Este ce frumoasă ziua a fost astăzi, ce mai frumoasă ziua. Astăzi au avut Domnul Iisus. Domnul Iisus sunt din Iași, pe curare. Lui Iisus a urmat calea drumul Sfintei Cruci pentru sănătate, pentru liniște, iertare și binecuvântare, pentru sănătatea copiilor noștri și pentru toate cele bune, gânduri bune. Cum vi s-a părut atmosfera și evenimentul? Și foarte plăcută, foarte îmbietoare, care ne-a făcut să trăim la adevărata noastră valoare, cu trăire duhovnicească. V-ați așteptat să vedeți atât de multă lume? Da, am mai fost, asta este a doua oară. Și sper să mă țin sănătoasă, bunul Dumnezeu, să mai vin și altă dată. Cuvântul de învățătură, Părintele Episcop Antonie a vorbit despre importanța Sfintei Cruci în viața credincioșilor. Adevăr, atunci când ne însemnăm cu acest semn, duhurile cele care tulbură viața omului se îndepărtează pentru că ele nu sunt nici smerite și nu sunt nici cele care arată dragoste, ci din potrivă sunt orgolioase, sunt mândre și rele. Deci în prezența acestui semn care este, repet, este semnul dragostei și a smereniei, duhurile rele se retrag. De aceea creștinul care păstrează credința adevărată se însemnează cu acest semn în des, în ziua activității sale sau în timpul activității sale. Trebuie să spunem că avem, crucea este un semn material, dar și este și un spiritual. Material cunoaștem aceste două brațe, unul vertical, celălalt este orizontal. Și, practic, Sfânta Cruce ne arată planurile de activitate ale noastre, ale omului. Crucea este și
chiar aducătoare de intervință, pentru că vedem în 2012 s-a arătat crucea Sfântului Constantin cel Mare și a spus în acest semn de învinge. Și noi creștinii care avem credință în Bunul Dumnezeu și păstrăm credința adevărată, credem că acest semn ne salvează și ne ocrotește. De aceea să rămânem cinstitori de Dumnezeu, să păstrăm tradiția noastră frumoasă. Mulțumim Părintelui Stalis pentru invitația de a fi și astăzi prezent la această procesiune încărcată duhovnicește, așa cum am menționat și la început, și chiar dacă este o anumită oboseală fizică, sufletește, cred, cu fiecare, simțiți acest stare de mulțumire, de beatitudine interioară. Este cumva jertfa noastră, a spus Mântuitorul Iisus Hristos, El se restignește pentru noi. Noi astăzi măcar am urcat acest drum și am încercat să ne rugăm atât cât am reușit noi ca Bunul Dumnezeu să aibă milostenească asupra noastră și să țină cont de rugăciunile noastre. Părintele Stareț Nicodim Gheorghiță a mulțumit înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că a binecuvântat slujirea preasfințitului Antonie și a exprimat recunoștința față de toți cei ce au urcat dealul mare să cinstească Sfânta Cruce. Au dorit să facă de prin dealul mare, când dealul acesta mare, unde de altfel sunt credincioși care nu poate să ajungă în Sfânta Sfântă, neavând cu ce să ajungă, ne-am gândit să facem acest drum al crucii pentru toți pelerinii care au urcat ani de zile pe jos de la Hadembu, pe care Mogoșești, până la mănăstire. Iată mila lui Dumnezeu, ajutorul mai și Domnului a tuturor credincioșilor, s-a realizat atât de frumos acest drum al crucii. Acest drum al crucii a fost vizit de către doi erati, în altă Sfântul Paledic, actual arhiepiscop al Sucevierea de Ustului și Mătre Sfânt Teofim Tăstanu. Și iată, astăzi a adunat milostivul Dumnezeu mulțime de popor evlavios care a venit din toate colțurile țării noastre, din Dulcea, Bucovina, Ardeal, Banat, Moldova și Bucovina și Basarabia. Preasfințitul nostru Antonie n-a venit singur, el a venit cu un sobor de slujitori, amestecă 13 preoți și credincioși, dar altfel din Basarabia. Preasfințitul nostru Antonie este deja la casă, dar totuși trebuie să-i mulțumesc pentru că a dat curs invitații noastre. Este foarte solicitat tuturor celor care ați proposit astă noapte. Și Mântuitorul Hristos, prin excelență, a fost pelerin. Așa că, dumneavoastră, bun lucru, plăcut lucru, ați făcut astăzi și înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Hristos Dumnezeu, Preacurata Maică, să vă răspătească, dragi pelerini, cum va ști mai bine. După ce au revenit la mănăstire, pelerinii au primit o masă caldă.